Bună seara, doamnelor și domnilor! Este miercuri, este Viața la bloc. Sunt Maria Cernătescu și în această seară, împreună cu invitații mei, vom discuta despre noile reglementări care se aplică începând din acest an, atunci când vrem să facem revizia tehnică la instalația de gaze sau verificarea periodică. Pentru început am să vă prezint invitații din această seară. Și l-avem alături de noi pe domnul Petru Becheru. Bună seara și bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație! L-avem pe domnul Ion Cauc. Bună seara și bine ați venit! Și de asemenea pe domnul Marin Bobu. Bună seara și bine ați venit! Știm că din 2015 a intrat în vigoare un ordin al ANRE-ului și se modifică puțin, în ceea ce privește verificarea instalațiilor de gaze și revizia instalațiilor de gaze. Pentru început am să vă întreb dumneavoastră, domnul Cau, pentru că sunteți reprezentantul unei astfel de firme care se ocupă cu verificarea și revizia tehnică, să ne lămuriți puțin cum era cadrul legal înainte și cum este acum. Ce noutate aduce acest ordin? Noutatea constă mai mult în acele proiecte care nu prea există, mai ales la asociațiile de proprietari. În rest, nu mi s-a părut să fie nicio modificare în plus. Cum se făcea înainte această verificare și această revizie tehnică? Aceste verificări și revizii se făceau tot în baza unui proiect care a stat la baza Exista un cadru instalații. Legal? Exista tot un ordin? Sau ce, era, ce reglementare era aveam înainte? Normativul de gaz care specifică aceste lucruri. Și toate se făceau în baza unui proiect. Noi știm că există un anumit termen. La ce termen se face revizia tehnică, de exemplu? La 2 ani de zile. La 2 ani maxim de zile. 2 ani. Iar verificarea? Revizia e la 10 ani. Revizia e la 10. 10, da, și verificarea la maxim 2 ani. Și verificarea la 2 ani. Deci verificarea tehnică la 2 ani și revizia la 10 ani. Și să luăm concret asociațiile de proprietari. Ce trebuiau să facă ele în momentul în care știau că acest termen s-a împlinit și trebuie să-și facă verificarea tehnică, pentru că ea se face mai repede, din 2 în 2 ani. Da. Au legătura, presupun, cu una din firmele autorizate, da, ANRE, care se execută aceste verificări. Se întocmea un contract între asociație Dar, și de firma exemplu, respectivă. Furnizorul de gaze venea să îi aducă la cunoștință, da, asociației că de este acea de gaze perioadă? Este obligat să, da, îi trimeată. Că am văzut că și în ordinul respectiv, la un moment dat, ne zice de o notificare. Da, acele notificări au fost transmise. Da. La fiecare. Deci furnizorul de gaze ține are probabil această, da, evidență, nu? Da. A verificărilor și, și a reviziilor. Și la când client a trecut acest termen, ei anunță cu 30-60 de zile, nu știu precis 60 cât de este. 60 de zile. Da, da, înainte. Înainte să-și facă acea verificare sau revizie, depinde de fiecare. Și în cazul acesta, asociația ce face? Asociația trebuie să-și ia legătura cu o societate autorizată. Are deja un contract? Adică acest contract se face, să zic, ala long? Acest contract de obicei se face pe o perioadă de 2 ani de zile. Da. Deci cam așa stau lucrurile, pentru că nici autorizația nu este valabilă mai mult de 5 ani. Până anul trecut a fost valabilă decât 3 ani acele autorizații care le aveam pentru societățile firme, pentru firme, da? Și nu puteam să facem un contract mai mare de 2 ani de zile decât era. Da. Deci primea această notificare, făcea contractul făcea cu firma contract respectivă. Cu firma respectivă, iar firma respectivă avea obligația să-i ceară acel proiect. Deci asta se întâmpla și înainte de a apărea acest ordin? Acest lucru se întâmpla și înainte, da. Pe 2015. Deci proiectele pe instalația de utilizare de gaze naturale trebuia să le aibă fiecare proprietar. Nu conta că e asociație de proprietar, că e de locatar sau persoane fizice sau juridice. Și de ce nu s-au cerut până la acest moment? Până în anul 2009 nu existau firme care să facă aceste verificări sau revizii. Au fost făcute numai, da, de către Distrigaz. Făcea tot furnizorul, operatorul local. Deci le făcea, da. Da. După care s-a externalizat acest serviciu. Și nu știu ce să vă zic, s-a externalizat în 2009 și de atunci a început. Să-i întrebăm pe domnii de la asociație, domnul Becheru, înainte când se făceau aceste revizii, aceste verificări, firmele cu care aveați contract, presupun, vă cereau aceste proiecte? Da, ne cereau
Da, era mai mult verbal. Pe unde trece, pe unde trec conductele, verificau efectiv fizic. Se duceau din apartament în apartament cu niște aparate care detectau dacă sunt scăpări de gaz, se uitau la conducte dacă sunt ruginite, dacă pe casa scării sunt scăpări de gaz. Asta la verificările care se fac din 2 ani, din 2 în 2 ani și la cealaltă reviziile. Reviziile. Nu, verificările tehnice se fac din 2 în 2 ani și reviziile din 10 la 10. La revizie se închidea total gazul pe casa scării, se punea presiune pe conductă și vedeau dacă scade acea presiune și dacă scădea însemna că există scăpări și atunci se verifica mai amănunțit. Dar nu era necesar scriptic să prezentați un proiect al întregii instalații din blocurile care sunt în asociație? Nu știu dacă era necesar sau nu, dar nu mi s-a cerut. Nu s-a cerut. Domnul Bobu, nu mai puțin să întrebăm și pe domnul Bobu. Eu am avut revizie, nimeni n-a întrebat de proiect până nu au dat acum ordinul ăsta. Au făcut revizia, cum se face, au închis gazul, au deblindat, au blindat, au făcut presiune. A trebuit să fie toți proprietarii, i-a ținut și câte o săptămână când nu erau acasă. După ce a făcut revizia, a dat drumul la gaz. Dar nu s-a cerut niciodată documentația asta. De fapt, acum este o reconstituire a documentației, pentru că în instalațiile de gaze au mai intervenit și proprietarii. Deci unii așa și-au este, schimbat. S-au făcut o felul de modificări. Schimbat. Și legiuitorul zice, domne, chiar dacă ai proiectul, faci reconstituirea, pentru că nu mai corespunde cu proiectul inițial. Așa este. Și-au pus și centrale, asta, alții știm asta, că și-au mutat bucătăriile pe balcon și normal că instalația nu mai este aceeași. Și anul ăsta am fost pus în situația că am fost notificat pentru o parte din blocuri că revizia s-a făcut pe o perioadă mai lungă. Pentru cele care li s-a expirat am fost notificat. Eu am cerut chiar și notificări de la NG și mi-au dat toate blocurile cu perioadele când trebuie făcută revizia. Și fiind pus în situația asta, citind ordinul, a trebuit să contactăm. Am contactat mai multe firme de proiectări și am găsit firma care e și autorizată și să vorbim la prețul cel mai... mai încolo de aceste proiectări. Da, deci dumneavoastră acum ce trebuie să faceți? Revizia sau verificarea? Verificarea. Verificarea. Ați găsit aceste proiecte? Sau nu. Și spuneați ceva mai devreme, că vă întrerup, că ați cerut aceste notificări. Furnizorul de gaze nu vă trimite notificări? Cu agentul economic cu care am făcut contract, a zis, domne, ar fi bine să le cereți dumneavoastră ca să le avem, că trebuie când se depune dosarul. La firma care urmează. Când se depune, trebuie să le ai la dosar aceste notificări. Aveți un contract încheiat pe o perioadă mai lungă sau acum ați căutat firma respectivă? Nu, eu am făcut respectivă? Și revizia cu firma respectivă și acum comitetul a hotărât ca să continuăm, întrucât s-a făcut în condiții bune să continui cu aceeași firmă. Cu aceeași firmă. Ați fost probabil mulțumiți de mulțumiți de prestație. Da. Și pentru proiect am contactat mai mulți. Prețurile difereau. Am luat prețul care mi s-a părut mai convenabil și am urmărit să fie autorizat ANRE. Deci era condiția este că am mai găsit pe cineva, că obține avizul de la altcineva și nu. Nu ați acceptat acest lucru? Nu accept, pentru că intri în încurcături. De ce să... Chiar la urmă nu poți să mai faci verificarea. Instalația de gaze într-un și bloc. Nu, dar te trezești că le iau oamenilor aparatul de jos, că nu-i verificarea corespunzătoare. Da, deci am văzut. Furnizorul de gaze trimite aceste notificări. Sunt obligat să le trimit. Da. Dar am văzut că la un moment dat se face vorbire și de o întrerupere a gazelor pe o perioadă de 6 ani. Am văzut în cadrul ordinului. În ce situație se poate opri într-un imobil pe o perioadă de 6 luni gazele? Aici intervine altceva. E vorba de defecție. Instalațiile care stau mai mult de 6 luni fără să aibă gaz din anumite motive. Acum mă gândesc că nu știu de ce. În situația posibil, blocurilor în situația, nu poate fi această... E în situația celor care nu plătesc și li se ridică acel contoar sau li se întrerupe gazul și stau mai mult de 6 luni de zile. Pentru apartamente individual se poate acest lucru? Pentru apartamentele care au contoare separate, da. Dar cei care sunt la paușal, cei așa care cum sunt spunem la comun, noi, nu. Nu.
Nu. Hai că să facem puțin distinția între revizie și verificare. Când faceți revizia, mergeți din apartament în apartament? Sau cum se procedează? Verificați fiecare corp, fiecare sursă? Se verifică instalația de la contoar și până la ultimul punct de ardere. Adică? Coloana pe casa scării? Coloanele care intră prin apartamente și merg până la ultimul punct de ardere. Până la... Adică și aragazul inclusiv, din apartamentul fiecărui proprietar. Da, da. În cazul verificărilor se face același lucru? Același lucru este. Deci același lucru. Numai că se face. Diferența care este între verificare și revizie este de proba de rezistență. Da. Dar am văzut și știu că se întâmplă ca săptămâni întregi sau zile întregi să rămână blocuri fără furnizarea gazului. Această măsură se ia de către firma care face verificarea sau de către distribuitorul de gaz? Și în momentul și în care, ce condiții? În momentul în care este vorba de revizie, da, cei din scările respective sunt anunțați cu cel puțin 3 zile înainte că se va întrerupe acea furnizare de gaz. De către asociație sau de către firma respectivă? De către societatea respectivă. Da. Că se întrerupe furnizarea gazului pe o perioadă nelimitată, deci nu are o limită. Și să specifică inclusiv condițiile care sunt și de ce se oprește furnizarea gazului în instalație. Și în cazul în care un proprietar nu este acasă și nu s-a făcut această verificare, în cazul în care un proprietar nu e acasă, riscă să rămână fără gaz și o perioadă chiar mai lungă de o săptămână, două, trei. Deci... Da. Și să revenim la acest proiect pe care ordinul îl impune. Spuneați noastră că se făcea vorbire sau se cerea acest proiect acest și înainte, proiect dar a fost cu precădere obligator. De când a intrat în vigoare acest ordin, adică de la începutul acestui an, da. Asociațiile și proprietarii sunt obligați să aibă acest proiect. Ce înseamnă acest proiect? De fapt nu este un proiect, este un releveu a instalației, pentru că instalația are contoar. Mai este încă o problemă care, de fapt, trebuie discutată pe varianta acestui releveu. Da. Este vorba de ce acel act normativ care spune că, de fapt și de drept, instalația, dacă consumatorii din instalație au aceleași debite. Deci discutăm de aceleași debite. Pe când eu, unul, dacă aș fi străin de acest oraș și nu aș ști, eu n-aș avea de unde să știu să fac acest releveu. Datorită faptului că în acele notificări nu există acel debit instalat debitul de gaz. Debitul ce înseamnă? Că s-au modificat deci conductele? Că s-au debitele de gaz modificat, nu știu, sau aragazele. De... Deci un aragaz are 0,67 metri cubi. Da. Atât are el debitul. Înțelegeți? Obligația distrigazului este ca în momentul în care trimet notificări să trimită și debitele fiecărui aparat. Numai că în această numai situație presupun că distrigazul nu mai știe acest... Nu că nu le știe, le știe, numai că încă n-au ajuns să le rezolve nici ei aceste probleme. Și apoi se mai pune problema că într-un bloc s-a tras coloană pe casa scării pentru acele centrale. Alții deci, au rămas numai consumatori cu un simplu aragaz? Corect. Deci varianta este că instalațiile care sunt pe casa scării sunt paralele cu cele din interiorul apartamentelor. Da. Și mai știm și am făcut vorbire înainte de aceste schimbări ale bucătăriilor. Că în fond vorbim de problema aragaz, de consum la bucătărie. Corect. Nu mai sunt în zona din apartament unde noi știam. Sunt într-o altă zonă a apartamentului, probabil instalația este cu totul modificată. Deci aici intervine varianta de proiectare care spune că orice modificare a instalației de utilizare a gazelor naturale presupune un nou proiect. În momentul în care fiecare schimbă aragazele de pe parte pe alta, pleacă cu ele prin sufragerii, da, sau prin alte părți ale în afară de bucătărie, în momentul ăla deja nu mai este un releveu. Și este vorba de un proiect care se face cu un acord de acces. Deci discutăm de lucruri foarte... Vorbeam cu proprietari că pentru aceste modificări
presupun că trebuie o conductă anume, mulți dintre ei încă folosesc corect. Acele furtune sau ceva de genul ăsta. Sunt furtune ăsta, care sunt și că nu au niciun proiect. Și nu le trebuie neapărat un proiect pentru acel furtun. Da, dar oricum în instalație s-a făcut o modificare. Deci în momentul când se face o modificare și se mută orice corp, orice aragaz sau centrală sau orice ar fi el, se mută dintr-o încăpere într-alta, este obligatoriu să fie făcut proiectare, nu acel releveu. Deci releveul e una, proiectarea este altceva. În momentul în care s-a modificat instalația, automat este obligatoriu să fie făcută proiectare. Domnul Becheru, aveți astfel de modificări în condominie din asociația dumneavoastră? Singurele modificări avem apartamente care sunt debranșate de la conducta comună și au contorizare separată. În rest, nu avem modificări. Și cum se procedează? Vin la asociație, cer, nu știu, un acord? Dumneavoastră știți de aceste modificări? Le transmiteți mai departe sau cum se procedează? În principiu nu ar fi nevoie să vină, fiindcă nimeni nu-l oprește să-și mențină și instalația veche, funcțională. Doar instalațiile de gaz, cel puțin la mine, la apartament, au un robinet și pot să închid gazul de la conductă. Instalație. De la conductă. Da. Și pot să-mi o păstrez dacă doresc. Și să-mi pun și încă o conductă, separat, dacă vreau. Dar în general așa s-a făcut. S-a oprit acea conductă veche și și-a construit și noua conductă, pentru care presupun că toate aprobările. Se vine la noi pentru autorizația pe casa scării, dacă suntem de acord cu conducta, să treacă pe casa scării și pe unde să treacă. Chiar în adunarea generală, noi acum noi am făcut verificarea înainte de apariția ordinului, dar în urma ordinului, decât să stăm să facem acel releveu și proiect sau ce mai fi nevoie, vrem să facem pe casa scării, la toate scările, să punem gaz și după aia la vechea instalație să renunțăm. Și să puneți contoare la fiecare apartament? Sau la cine își dorește, cine nu? Cine dorește. Rămâne fără gaz. Domnul Bobu, dumneavoastră, cum aveți? Aveți centrale? Am și centrale, sunt și... Cu contoare individuale? Contoare, sunt blocuri care sunt separate total, au gaze separate, am trei blocuri care nu mai furnizează energie termică și căldură și apă caldă către ei de la termoficare, au blocurile separate și au montat, ăștia nu, sunt deja, au proiecte, au aici în cazul centralor chiar există proiecte. Da. Și unele blocuri sunt mixte, unii și-au pus centrale, alții nu și-au pus. Au venit la asociație, v-au prezentat proiecte? Da, sau vin cu procesul verbal de la gaze că au făcut separarea. Și rămâne și la dumneavoastră un exemplar? Da, dar aduce un exemplar și de la gaze și de la termoficare. Ni-l aduce nouă o copie după procesul verbal de... Că se blindează gazul, rămâne cu gaz separat, la APR la fel se blindează. Și în această situație, când se fac verificările sau reviziile tehnice, mai ajung la asociație sau se ocupă ei singuri? Ei se ocupă singuri, care și-au făcut separări de deci apartamente. Deci își încheie singur un contract, bănuiesc, cu firma agreată. Un contract individual, da. Pentru că nu mai aparțin de asociație cu gazul. Aici au centrale. Au centrale. Dar aveți care au și contoare separat? Da, pe ei care și-au separat gazele au contoarul separat. Dar să zic să folosesc decât aragazul. Și și-au pus contoarul. Da. Eu știu, poate o altă sursă de încălzire. Sunt situații în care și-au montat decât la aragaz. Își plătește fiecare și la aia nu. Intrăm decât... Da. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Publicitate. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, Nane, exact ce căutam. Un loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun, mergi. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Am
revenit și continuăm discuția noastră despre modificările aduse de Ordinul 179/2015 în ceea ce privește revizia și verificarea gazelor. Domnul Caug, haideți să mai lămurim această problemă cu documentația tehnică. Au fost asociații care au solicitat această documentație la furnizorul la de gaze. Și la constructor, da. Și la constructor, constructorul blocului, da. Deci, dacă furnizorul de gaz nu are acele proiecte... Că și ordinul spune același lucru, că se poate cere la... Poate să le ia de la constructorul, cel care a construit blocul, că presupun că așa erau... Construiau blocul, făceau și instalațiile de gaz și de curent și cam de toate. Da. De și exemplu, ce... domnul Bobu, dumneavoastră, unde ați solicitat această documentație tehnică? Eu am tehnică? Solicitat la District Gaz, pentru că la REA de PFL am solicitat cartea tehnică a blocurilor și de-abia am obținut câteva din toate blocurile din 30, n-am decât vreo 12-15 cărți tehnice. Nu le mai țin. Unii au, da, noi știm că unii, este o problemă în Craiova cu aceste cărți tehnice unele ale blocurilor. Unele blocuri au fost făcute de REA de PFL, altele au fost făcute de OCLPP spre vânzare. Deci da, actualul da. Invest. Da, actualul da. Invest. Și ăla nu mai știm unde e, nici nu știu unde au arhiva. Am căutat ca să obțin aceste proiecte care au fost făcute prin OCLPP. Nu, ei zice nu că nu țin găsit. Decât contractele pe care le avem și noi acasă, contractele de vânzare, cumpărare. În rest, nu, n-aveau. Deci totul în acele contracte presupun că nu e trecută documentația tehnică în ceea ce privește instalația de gaze. Plus că unele au fost cu... Cureșou electric, după aceea s-au montat gazele. Adică au fost blocuri care au fost pe energie electrică, pe energie așa au fost electrică, ele proiectate. Da, așa au fost proiectate și după aceea s-a revenit, au introdus instalația de gază. Nu știu pe ce bază, cine a făcut, știu că au venit și au făcut modificările. Probabil că tot REA de PFL-ul. Ați avut și dumneavoastră astfel de blocuri? Da, am avut. Pe energie electrică? Da. Și cu ce? Erau breșouri în apartamente sau ce anume? Cum se încălzeau acele blocuri? Aveau o instalație de 380 și încălzea pe plită electrică, aragaz electric. Ah, numai pentru aragaz. Numai pentru aragaz. Pe energia termică în ceea ce privește încălzirea. Erau și centrale. Înainte nu erau pe... Se făcuseră centrale pe Păcurina. Da, au fost blocuri au care fost au avut blocuri, astfel de surse de încălzire și ulterior s-a renunțat. După aia s-au băgat gaze și la urmă termoficarea. De fapt, CET-ul a băgat agentul sistemul termic, de centralizat de încălzire. Da. Deci nu ați găsit la furnizorul de nu, gaze? Nu, n-am găsit așa ceva. Noastră chiar aveți un răspuns acolo. Am ce un răspuns spus? De la District Gaz, au căutat. Ei normal trebuia să aibă și ei. Dacă oricare ar fi construit, unul se dă la proprietar, asociație, unul la District Gaz, care este operatorul de sistem, da. Și altul trebuia să existe la cel care a făcut constructor. Proiectul. Dar nu există așa ceva. Deci la deci, asociații... nu ați găsit nici la constructor, nici la furnizorul de gaze. Da. Și de asta posibil suntem. Ca alții să fi găsit la s-ar la putea să fi găsit, nu. Spuneați că aveți acele cărți tehnice. Ați găsit nu, această documentație? Nu, tehnică nu prevedea așa ceva. Am căutat și la blocurile care au fost cu energie electrică, n-avea de ce să mai caut. Dar am căutat la blocurile care au fost proiectate de la început cu instalație de gaz și nu există așa ceva. Da. Domnul Caug, dumneavoastră spuneați înainte că sunt asociații pentru sunt că lucrați, care au găsit această documentație, unde spuneți că au găsit-o? Au găsit-o la cei de la REA de PFL. La constructor. La constructor, da. Era, eu știu, anexată la acea carte tehnică sau era separat? Cum? Era separat. Separat. Este un dosar separat. O instalație de utilizare de gaz. Puteți da exemplu de astfel de asociații? Sau blocuri în ce zonă a orașului? Sunt blocuri mai noi, mai vechi? Sunt... Nicolae Titulescu pe acolo e o asociație care le-a găsit da. În Craiovița Nouă, blocurile, turnurile din Craiovița Nouă care tot așa au fost găsite, probabil că sunt blocuri mai noi. Da. Și la asta mă gândesc. Dumneavoastră mergând pe teren și făcând aceste verificări, mai sunt asemănătoare cele două, adică ce este în vechea documentație cu ce ați găsit acum pe teren, instalațiile mai sunt la fel? Cele două vorbeam de acel debit? Da. La cele două asociații sunt la fel. Deci nu ați deci găsit modificări. Nu am găsit modificări. Nu. Dar e posibil să se găsească modificări. Pentru că au fost
cel puțin din ce țin eu minte, înainte erau un contoar pe 3 scări de bloc. Da? Da, sunt acele scări... Și acele modificări automat prevedeau un alt proiect. Acele proiecte probabil că au fost făcute pentru că nu se făceau decât în baza unui proiect. Și acum s-a făcut adică contoar la fiecare scară de bloc? A fost o perioadă când s-au făcut așa ceva. Deci era un singur contoar pe 3 scări de bloc, da. Și... Că știu că și pe căldură există ceva de genul ăsta și tot erau discuții, că nu se știe care cât a consumat și... Da. Vreau să spuneți ceva, domnul Bobu? Făcute da, tot păi vreau să zic că eu nu cred că mai există instalații care să nu fi fost modificate. Da. Pentru că majoritatea și-au făcut modificări. Au schimbat-o de baraj și și-a mutat aragazul. În foarte multe și atunci nu mai corespunde, chiar dacă ai proiectul. Discutăm de... Îl credem pe domnul Cau care merge pe teren zilnic. Nu discutăm de varianta că și-a schimbat poziția aragazului în acea bucătărie. Și nu mai corespunde. Deci nu asta nu este o modificare a instalației. Una este când schimbăm domiciliul acelui aragaz și îl punem în balcon. Păi da, și o altă încăpere. Păi s-au făcut așa ceva. Deci care este o altă încăpere. Bine, nu ne referim la faptul că, și să zic așa, este mutăm aragazul prin bucătărie. Da, foarte mult s-au balcon. Foarte mult și-au scos deci în aici, balcon. Așa este. Deci în momentul în care foarte mult și-au scos în balcon, că aici vreau să ajung, în acel moment, normal, trebuie să și-a asociația, trebuie să facă o cerere de acord acces pentru că s-a modificat instalația. Asociația, nu proprietarul? Nu proprietarul, pentru că proprietarul nu are niciun drept. E reprezentat de asociație, da? Se și de la cine e acest acord cadru? De la furnizorul de gaze. Furnizorul de gaz, da. Și trebuie să-și facă acel proiect. Și trebuie făcut proiect așa cum este instalația. Și trebuie o anumită conductă sau, așa cum spuneam mai devreme, se folosește pur și simplu un furtun sau cum? Orice instalație, orice aragaz care se mută dintr-o parte într-alta, automat își pierde debitul. Deci debitul, vă dați seama ce înseamnă să-și pună toți aragazele pe balcoane, automat nu mai sunt la un metru de conducta de gaz, cum erau înainte. Și da? Asta influențează și ce asta anume? Influențează e posibil ca acele aragaze să nu mai funcționeze. Dacă toată lumea și le aprinde în același timp, e posibil să-și piardă din debit. Da. Da. Dumneavoastră spuneați că în momentul în care se face acest proiect și chiar vă ocupați da. Cu firma noastră. Cum se procedează? Deci proiectul este una, RLV-ul este altceva. Sunt două lucruri diferite. RLV-ul, am înțeles, este cel din construcție, cel inițial. Este cel inițial, exact așa cum a fost instalația făcută. Da, dar RLV-ul, după ce s-a făcut modificarea, trebuie să facem acest modificarea, proiect. De fapt, să faci acest proiect. Cum faceți noastră acest proiect? Adică aveți o persoană specializată? Da, avem persoane autorizate care să execute aceste proiecte. Și ce se trece în acest proiect? Deci să fac măsurătorile pentru acel proiect. Se face o schiță? Se face o schiță la toată scara de bloc. Deci pentru un singur apartament care își modifică această instalație, se face o schiță la întreaga scară de bloc. Dar aici tot asociația trebuie să vină să vă contacteze pe dumneavoastră. Da. Deci nu proprietarul nu proprietarul, parte. Pentru că proprietarul nu are niciun drept să ne... Adică fiind reprezentat de asociație, automat noi nu avem ce să-i spunem dumnealui. Decât să-i spunem dacă îndeplinește condițiile de funcționare aragazul acolo unde vrea să și-l ducă. Și ce înseamnă să îndeplinească aceste condiții de funcționare? Sunt anumite norme tehnice care trebuie să le respecte spațiul unde se montează acel aragaz. Adică nu se poate monta oriunde și oricum. De asta așa și spune că orice instalație de gaz se execută în baza unei proiectări. Spuneați noastră, tot așa vorbeam înainte, că în momentul în care se face acest proiect, știm că mulți au acea tâmplărie din termopan. Ce trebuie să mai instalăm? Deci în momentul în care geamul depășește grosimea de 4 mm, atunci intervine obligatoriu acel senzor de gaz. Ei care știm că este la centraliști, la cei care au centrale, da, el care există. Este obligatoriu. Este obligatoriu în 2008 acel senzor de gaz.
Și în cazul de față trebuie să punem chiar și pentru un simplu aragaz dacă avem tâmplărie este un PVC. Este un pic mai problematică varianta montării acele electrovane cu senzor. Deci sunt două părți diferite. Un senzor care alarmează omul că sunt scăpări de gaz și electrovane care de fapt ar trebui să-și închidă gazul. Adică să-l scoată din orice pericol. Problema este că la instalațiile comune acea electrovană nu prea... N-are eficiență. Nu prea are... Nu se poate monta. Deci nu se poate monta... De ce monta, nu se poate monta? Adică la acea coloană de pe adică casa scării? Dau, nu după casa scării, vorbim de cele din apartament. Discutăm de... Nu, dar ziceați că pe de partea... Prin apartament. Deci de acele coloane. Da, de, coloane. De coloanele care trec prin apartamente la fiecare. Și de ce nu fiecare? Este eficientă în acest caz? Nu că nu este eficientă. Nu, nu e vreau să spun că este dificil tehnic. Este foarte greu de montat. Înainte de ea. Conductele de gaze trec dintr-un apartament într-altul. Deci conductele... Și atunci dacă închizi la tine, îl închizi și pe vecin. Înainte de... Și oricum mai sunt probleme, că în cazul în care sunt, Doamne ferește, în planșee, da, dacă să fie scăpare, se, și acolo să fie scăpare în planșeu, să oprească gazul. Nu îi oprește decât aragazul, pur și simplu, decât îl scapă de un aragaz, acel senzor pur și simplu se oprește, nu mai... Dar electrovana nu are eficiență. Electrovana este... Și atunci, noi ca societate, chiar am trecut la varianta să le punem oamenilor cel puțin senzor de gaz, chiar dacă nu le montăm și acea electrovană, datorită faptului că cel puțin în momentul în care are scăpări de gaz, este avertizat și luminos și sonor și știe care sunt pașii de urmare. Dar vorbeam tot așa cu proprietari care au și centrale și că aceste instalații declanșează, nu știu, dacă bagi ceva la cuptor sau dacă fierbi o oală pe aragaz. Este adevărat. Și mulți dintre ei și le închid singuri. Este adevărat. În cazul acesta aici... este un pericol. Nu știu, poate pleacă, uită... Aici vedeți dumneavoastră cum e. Și lumea se uită să cumpere cam ce e mai ieftin în momentul în care își fac instalațiile. Înțelegeți? Și acei senzori este posibil să fie un pic mai sensibil decât ar trebui. Adică sunt foarte sensibili și în momentul în care dau de oțet tot orice miros înțepător, închide gazul. Dumneavoastră faceți și verificare, faceți și revizie, faceți și proiect și puneți și aceste detectoare. Electrovane, domnul Bobu? Da. Dacă mai e ceva de adăugat. Zic electrovane cu senzori. Că sunt... Domnul Bobu, la dumneavoastră în asociație? Cum este? Cum au procedat proprietarii? Proprietarii, eu i-am anunțat că trebuie făcută această reconstituire a instalației, le-am pus pentru că nu ați găsit acest proiect. Nu ați găsit această documentație. Deci am anunțat, am spus prețul cu care s-a negociat pe baza selecției de oferte și i-am anunțat ca să accepte intrarea, că trebuie proiectantul să intre în fiecare apartament. Și cum procedați? Faceți o listă cu am toți proprietarii din fiecare proprietarii, le-am bloc? Dat, le-am dat proiectantului și am afișat la bloc. În data de cutare, la orele, între orele cutare și cutare, se face verificarea pentru documentația de gaz. Cu cât ați găsit dumneavoastră? 35. 35 de fiecare apartament. De fiecare apartament. Având mai multe apartamente, am putut să mai negociez. Alții cer 50, alții 70, am înțeles. 35. Domnul Cauc, cum sunt prețurile pentru o documentație tehnică? O documentație tehnică. Problema stă în felul următor. Prețurile nu cred că ar fi foarte mari, adică undeva la un 35-36 de lei nu cred că ar fi extraordinar de mari. Problemele sunt acolo unde sunt și separați, pentru că acele persoane care au contoare separate de gaz nu contribuie la acest proiect care se execută. Deși, și crește costul, sau cresc cum? Costurile către ceilalți. Și nici nouă ca societate nu ne convine în momentul în care intrăm într-o scară de bloc să facem decât pentru unul sau pentru doi. Că acea instalație de utilizare, normal, ar trebui să existe. Deci aia nu au voie să o desfințeze decât tot în baza unui proiect. Orice, tot ce ține de instalația de gaz nu se face decât în baza unui proiect. Și că se desfințează și că se montează. Dar mă gândesc că poate aveți și un pachet, revizie, verificare și documentație tehnică noi putem oferi în cazul și acest de față. Pachet. Este adevărat.
Și dumneavoastră tot pe aici mergeți cu prețurile la 35-36? Da, tot aici. Tot aici am mers cu ele. Domnul Bobu spunea ceva de 50-60? Da, de unde diferența aceasta? Sunt proiectanți care execută fiecare în funcție de cât are de lucru sau nu are. Eu am discutat pe prețul per apartament, pentru că așa venea foarte... De obicei, ce se face, schița, proiectul, documentația, se face pe toată scara. Având 4 inși acolo, le venea suma foarte mare, că el zice, dom'le, am făcut asta și asta, costă nu știu cât, dar mergând pe toate... Am zis, doamne, fixăm un preț, ca acum nu o să-i pun pe ăștia care sunt 4, au mai rămas 4, să-i bag la nu știu ce preț și pe ceilalți. Și ce vecinii din blocul alături. Și atunci am zis, doamne, având mai multe apartamente, mergem pe același preț per apartament și facem factura pe total. În cazul acesta se face documentația. Se fac mai multe exemplare? Unde rămân ele? Unde sunt lăsate? De fapt, 3. Unul la noi, unul la executant și unul la distrigat. Executantul, adică firma respectivă. Care execută, proiectul. Da. Da. Domnul Becher, dumneavoastră ziceați că ați trecut și de revizie și de verificare. Veți căuta să faceți această documentație? Mă gândesc că pe viitor așa va fi cerută. Noi am hotărât în adunarea generală să facem separare pentru toată lumea. Sunt puține blocuri și... Și mă rog, am 5 scări, pe una dintre scări este deja făcută, conductă pe casa separat. Scării pentru, la care se pot conecta și trebuie să fac și pe celelalte scări și urmează să, pur și simplu, să anulăm vechea instalație. Și în cazul acestei separări, implicit este necesar un proiect. Și acolo se face un proiect nou, vor fi conductele noi, asta e o problemă, majoritatea conductelor de gaze sunt vechi. Și de asta apar și scăpările, sunt rugite, nu sunt atât de întreținute, mai ales la blocul meu din 1960. Nici nu știu când, inițial a fost pe lemne încălzirea, cu sobe, după care s-a construit centrala blocului care era pe păcurină și abia după aia, deci erau cu burdelii, mi-aduc aminte de la, așa mi-au povestit cei mai bătrâni din bloc. Cei din bloc. Da. Și eu zic să fie, că e mult mai bine să fie pe casa scării individual, fiecare cu instalația lui, pe care și-o venit că așa cum vrea, poate să-și pune și centrală după aia. Aveți deja contracte încheiate cu o firmă în domeniu sau urmează să contactați o firmă în domeniu? Adunarea am avut-o acu o lună sau acu două luni, încă nu am găsit firmă, că nu ne grăbim, de-abia am făcut acea verificare, adică am făcut-o prin noiembrie. Avem 2 ani de zile să găsim cea mai bună ofertă, să strângem banii pentru conductă, să... Am văzut. Deci proiectul este undeva la 35-36 de lei. Cât costă proiectul. Documentația? Documentația tehnică. Doar RLV-ul. Da. RLV-ul înseamnă să vină să vadă instalația care este. Mă refer scriptic. Da. Deci... Cam asta este. Ce prevede legiuitorul, da. Un proiect, cred că costă mai mult proiect de instalație nouă și cu... Da, proiectul costă mai mult, deci dumneavoastră vorbea de acest preț numai la RLV-ul, da. Nu de proiect. Și de-aia proiectul? V-am zis că sunt două lucruri separate. Deci proiectul ne costă mai mult. Da. De ce costă mai mult proiectul și ce implică mai mult față de... Implică autorizații de construcție, sunt mai multe lucruri care... mai multe autorizații care trebuie luate. Chiar dacă am acest proiect pentru un simplu aragaz în bucătărie? Chiar dacă aveți acest proiect pentru un simplu aragaz. Implică inclusiv în cazurile în care am avut situații chiar în centru Craiovei, da. Unde am fost nevoiți să le facem acel proiect acum un an de zile sau chiar doi. Și am luat acele autorizații de la MLPAT. E vorba de trecerile prin planșe. În momentul în care se modifică țava sau se modifică orice modificare intervine pe instalația de gaz, automat a fost obligat să le facem. Da. Am găsit țevile erau foarte ruginite și terminate în așa fel încât am fost nevoiți să schimbăm. Și s-a făcut și proiectare datorită altor și proiectarea la cât n-ar duce proiectarea, costul? Cred că se duce undeva la 1000 de lei cu de cu apartament. Avize. 1000 de lei de scară. De scară. Discutăm de scară de bloc.
de scara de bloc. Ce facem în cazul centraliștilor? De ei nu ne atingem. Ei iau proiectele lor, se fac decât verificările anuale. Asociația și... de proprietari are pe partea comună, adică ei de obicei, nu, cei care au centrale sunt de la contor în separate, au contoarele lor, au proiectele lor, au... Eu țin minte că la un moment dat într-un bloc prin Lăpuș se iscase o discuție. Trebuie încheiat contract cu aceeași firmă care vine să facă verificarea și revizia, atât pentru cei care au centrale, cât și pentru conducta de pe casa scării? Aici apare o problemă, pentru că de fapt și de drept acele revizii sunt notificați exact cei care au proprietarii de coloane. Problema aici apare că trebuie ca proprietarul de coloană să ia legătura cu ceilalți vecini care sunt legați la acea conductă, să fie acasă, să ia legătura cu societate, să facă un contract. Și toți trebuie să aibă contract cu aceea societate sau cu societăți diferite? Problema e că sunt cu societăți diferite, deci n-au contract toți cu acea societate. Și este bine sau nu este bine? Nu este bine, pentru că acea revizie ajunge să nu fie făcută pe casa scării. De ce? Pentru că revizia se face pe toată instalația, nu pe jumate sau pe sfert. Dar instalația comună... Este o instalație comună. Nu este proprietatea Distrigazului, n-ar trebui să o facă. Nu este proprietatea. Proprietatea Distrigazului este decât până la regulator. De la regulator. Adică ce intră în bloc, acel contoar? Sau? Nu, este un regulator. Regulatorul e cel care reglează presiunea dintre branșamentul instalației și instalația de utilizare a blocului. Și dacă totuși dumneavoastră... și să vă întreb și care este costul pentru verificare și pentru revizie. Acum diferă de la societate la societate. Prezat de dumneavoastră. Da, la noi este 18 lei taxa de verificare cu TVA cu tot și 36 taxa aceea de revizie tot cu TVA, care se face la 10 ani. În cazul în care faceți aceste verificări sau revizii, puteți să treceți cu vederea dacă nu există această documentație? Haideți să spunem că până acum, cum spunea și domnul Becheru și domnul Bobu, nu se cereau în mod expres. Din acest an, puteți să faceți aceste verificări sau revizii și să treceți cu vederea că nu există documentația tehnică? Deci problema stă în felul următor. Noi avem obligația să întocmim acele fișe de evidență la sfârșitul lucrărilor. Da. Chiar dacă am trece cu vederea până am ajunge la sfârșitul lucrărilor, am putea să trecem cu vederea. Dar la sfârșitul lucrărilor avem obligația să întocmim acele fișe complet și corect. Și acolo scrie foarte clar număr de documentație tehnică, curățarea coșurilor. Asta deci tot dumneavoastră le faceți? Sau cade în sarcina proprietarului cu alte firme? Sunt firme autorizate care fac curățarea acelor coșuri sau... Adică să înțeleg, tot din asta, după ce faceți aceste verificări, trebuie să depuneți tot rezultatul la furnizorul de gaze. Da. Printre care trebuie să existe și această documentație. Sau dumneavoastră faceți vorbire în acea fișă că există documentația respectivă. Da, noi trebuie să completăm corect acele fișe care sunt tip. Sunt standard acele fișe, nu... Pentru că spuneam inițial, furnizorul vine apoi și notifică asociația ca să... Dacă nu s-au respectat... Dacă nu s-au respectat condițiile, o să mă notifice pe mine cei de la Distrigaz, să-mi zică că nu am respectat condițiile, iar acea fișă de evidență nu este lucrată. E ca și cum nu ar fi făcut acea verificare sau revizie. Și opresc gazul. Și pot să ajungă la varianta să vină să oprească gazul. Adică... Ca și cum nu ar fi valabil așa verificare sau acea revizie. Ca și cum s-ar fi făcut verificare. Deci în momentul în care nu îndeplinește condițiile, atunci de siguranță, că până la urmă aici ne referim la siguranța instalației. Deci am văzut clar, din acest an nu mai putem să facem nici revizie tehnică, nici verificare la instalația de gaz, chiar pentru un simplu aragaz pe care îl avem în locuința noastră, dacă nu avem această documentație tehnică. Ce se mai aude cu centralele? Știam că este un ordin
se renunță încet, încet la instalarea acelor centrale clasice și se merge pe centrale în condensare. Da, ce ați găsit dumneavoastră pe teren sau nu? Încât am înțeles, noi s-a oprit, deci nu le mai fabrică, nu le mai dă voie să le fabrice acele centrale. Deci nu se mai găsește nici la producător? Sau chiar dacă se mai găsesc, se găsesc cele care au fost pe stocuri. Da. Și tot ce mai au pe stoc îi lasă să le vândă, după care nu... Deci nu se mai produc, pur și simplu. La acest moment ați făcut verificări? Ați spuneați că ați găsit asociații care au documentația făcută? Au documentația și chiar au instalațiile, sunt chiar în regulă cu instalațiile. Iar la cele care nu au această documentație, le-ați cerut să își facă documentația sau le puteți face chiar dumneavoastră? Le putem face chiar noi. Noi nu am intrat în varianta să le facem chiar noi acea documentație. Am început să facem pași legali pentru a nu băga mâna în buzunarul omului. Pentru că este foarte greu ca proprietar să plătească tot ce spune această lege. Este foarte greu. Chiar am întâlnit asociații care refuză să citească acest ordin până la capăt. Adică îl citesc undeva pe jumătate și nu înțeleg că acei senzori de gaz care sunt obligatorii atât prin acest ordin cât și normativul de gaz nu le pasă și chiar pasează o firmă acest la cealaltă firmă care face... Acest senzor de gaz intră în prețul pe care l-ați spus mai devreme sau este un alt cost? Acești senzori de gaz sunt separați. Nu, prețul de verificare este prețul de verificare. Cât ajunge un astfel de senzor? Deci acest senzor ajunge undeva la 80 de lei. Și sunt obligatorii pentru toate apartamentele? Deci, atâta timp cât într-o bucătărie există geam mai gros de 4 mm, devine obligatoriu. Am înțeles. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. O seară bună în continuare și rămâneți pe Alege TV.